Eu aș vrea să rog pe Răzvan să mă lase să am prima și ultima intervenție acum, dar nu să, n-am venit să vă țin toată seara aici. Dar vreau să vă salut și eu pe absolut toți cei prezenți, invitați și membrii Pro-România. N-am mai fost de mulți ani la o ședință de partid, dar de dragul Răzvan, al Corinei, care m-a bătut la cap și care mi-a zis că totuși trebuie să mă vadă oamenii și în altă parte decât la televizor, Alin, Bogdan și ceilalți colegi care au rămas alături de Pro-România, am zis că vin chiar cu plăcere astăzi la Călăraș. Am venit tot de la aeroport, că mai mulți au plecat din țară, cum e, nimeni nu-i profet în țara lui, nu? Dar mă bucur că la Călăraș repornim puțin așa motoarele. Primul rând vreau să vă mai mulțumesc încă o dată pentru eforturile pe care le-ați făcut în diverse campanii. Când ești partid mic, e ca în viață, când ești mic. Vine unul mai mare și ia de la tine. Mă gândeam că am luat 2 euro parlamentar și am rămas doar cu 1. Celălalt măcar e la PSD, dacă tot trebuie să dăm. Cam așa se întâmplă în toată țara, și cu primarii, și cu consilierii de la Pro-România. Vine fratele mai mare, ia. Dar, până la urmă, repet, mai bine să se ducă la PSD decât să ajungă, Doamne feriște, pe la Iocanis. Nu de alta, dar Iocanis să ia prin America de Sud, pe unde merge el, prin Africa, pe unde, în perioadele în care muncește pentru noi toți, nu-i așa? Prin țările respective. Credeți, numai ideea de Iocanis și muncă puse una lângă alta și cred că râdem toți. Adică, în loc să râdem de fapt de noi. Că totuși cineva l-a ales și l-a pus acolo. În rest însă, încă o dată mă bucur că reprezentanții locale ai PSD sunt alături de noi aici. Chiar cred că e o alăturare naturală. Și eu mă înțeleg foarte bine cu conducerea centrală a PSD, de câte ori ne întâlnim. N-am reușit să-i convinc până acum că nu înțeleg de ce m-a dat afară domnul Dragnea din PSD. Domnul Dragnea e cel cu bucătăria, știți? Adică atunci am înțeles de ce m-a dat afară, că n-am votat să-l dăm jos pe Grindeanu, dar acum nu mai e Dragnea, e Grindeanu. Și eu nu mai știu de ce am rămas dat afară. Ca mulți alții de altfel. Dar nu contează. Într-o familie se întâmplă lucruri de genul ăsta, mai ești dat afară din casă, mai ții acasă fratele, sora, cumnatul, dar până la urmă ne înțelegem. Multă lume mă întreabă când mă întorc la PSD. Eu și colegii mei din Pro-România, că nu mă duc o persoană fizică, suntem o echipă. Și zic că nu o să mai fie așa de aglomerat. Că cu PSD-iștii n-am nicio problemă. Dar sunt și peneliști, și pedeliști, și iocaniști, și udemeriști, și toată lumea acolo, domnule. Zicea aici domnul președinte când am făcut USL-ul. Păi n-are legătură USL-ul cu ce e acum. Acum e cu Ora Unirii. E toată lumea la bucate, ca să zic așa. Nu mai are săraca țara de funcții câte sunt de împărțit. Dar nu asta e cea mai mare problemă. Problema cea mai mare este că de fapt ceea ce am încercat noi cu Pro-România și ce o să încercăm din nou, sper, alături de PSD. Și anume să ne ocupăm de într-adevăr de ce îi doare pe oameni. Nu mi se pare că lumea trăiește mai bine în 2023 decât în 2020. Nu mi se pare că oamenii au mai mult optimism, mai multă bucurie de viață. Am înțeles. Domnul Iocanis se ocupă de Ucraina și de Ministerul Turismului. Se plimbă. Domnul Ciucă se ocupă și el de Ucraina și de armată. Foarte bună armata. Am mare respect. Dar s-ar putea ca în timp ce avem un prim-ministru militar să se taie pensiile militarilor. Nu vi se pare că sună așa ca în România, nu? Deci exact când ai prim-ministru militar care nici se pricepe la altceva decât la militarie, să tăiem pensiile militarilor. În rest, oricum, din păcate, s-au tăiat pensiile și salariile tuturor prin inflație. Pentru că nu prea știe nimeni să vorbească despre cum facem să rămână banii și în România, ăștia care trec dinspre Europa, spre Ucraina și înapoi, deocamdată rămân doar grânele foarte ieftine și după aia ne supărăm că fermierii români protestează.
Eu am fost foarte fericit. Azi, în sfârșit, să văd pe cineva din România care protestează. Că sunt 1000 de lucruri pentru care merită protestat. Cum adică produc în România și Călăraș și un județ în care mulți oameni muncesc în zona industriei alimentare și nu pot să vând ce produc în România, înțeles, îi ajutăm pe cei din Ucraina și foarte bine că îi ajutăm, da. Noi ajutăm ca să murim noi de foame. Sau ca să nu mai le vindem pe ale noastre. Ăsta nu-i discurs de-a lui Putin. Nu face de Putin absolut deloc. E și mic și rău. Dă-l încolo. Dar, nu știu dacă ați văzut, dar orice se întâmplă acum în România și în Europa, e Putin de vină. Dacă am întârziat cu mașina pătrună, e vina lui Putin. Dacă s-a scumpit apa de pătrună, e vina lui Putin. Orice e vina lui Putin. A lui Iohannis nu e niciodată. A domnului Ciucă nu e... Domnul Ciucă chiar e nevinovat, sincer să fiu. Nu știu cine i-a dat ordinul să meargă acolo. E un militar foarte bun. Dar cred că noi avem nevoie de oameni care să știe să conducă țara. Să conducă o comunitate. Primul lucru, când l-am văzut pe domnul primar, în primul rând l-am felicitat că am făcut campanie împreună. N-am câștigat în 2016 și îmi pare rău. Am pierdut 4 ani pentru municipiu. Bine că ați câștigat în 2020. Domnul președinte știe politică la fel de multă ca și mine. Și prima mea întrebare, știți, am rămas așa ca pe vremuri. Cum e cu banii, cu proiectele? Aduceți bani în județ? Eu mai aveam puțin și îmi spunea, domnule, mai ești prim-ministru. Gata, Potulește-te, nu mai întreba lucrurile astea. Dar am rămas cu ele. Adică când citesc dimineața, că iară s-a scumpit, iar s-a mai închis o fabrică românească. Iar nu mai găsim de mâncare decât din iarăși. A rămas cu ele în minte și zic, cum să nu mă intereseze, cum să nu-mi pese. E adevărat, stau mai mult așa ca zile în străinătate, dar când aud că în București, nu la Călăraș sau la Vaslui, în București, vine elevul cu cuțitul și îl pune la gândul profesoarei, nu doar că am copii, nu doar că am crescut în această țară, la școli, în această țară, dar mă iau cu mâinile de cap. Știți că avem președinte profesor? L-ați auzit să spună ceva? Soția e profesoară. Eu cred că asta e o problemă importantă a României. Ce se întâmplă cu copiii noștri? La ce școli merg? Doamne ferește, sper că în Călăraș nu, dar la București să știți că e plin de droguri. E plin de violență. Se postează pe toate rețelele sociale pe care postăm și noi oamenii politici, postează și bucătarii, dar postează și tot felul de nebuni. Despre asta nu se spune. Cu spitalul, Doamne ferește, știu că se bagă bani în spital județean, în spitale municipale, dar încă nu poți să spui că dacă nu ai banii tăi, ești liniștit că mergi la un spital în România și e totul bine. Șosele au mai început să facă. Ministerul Transporturilor a semnat. Mă bucur că e o firmă românească singura care a scăpat de procurori în ultimii ani. Că ați văzut cum i-au terminat pe toți care vreau firme românești să vină numai austrieci, italieni, ce-or fi. Dar mie mi se pare că în continuare România nu știm în ce direcție merge. Înțeleg că peste o lună și jumătate se schimbă, în sfârșit, guvernul. Eu nu înțeleg de ce se schimbă peste o lună și jumătate. De ce ar trebui să fie guvernul ăsta? Nu-mi dau seama ce am câștigat într-un an și jumătate. Aud mereu cu războiul. Nu, ne atacă nimeni. Slavă Domnului. Dar cel mai tare ne atacăm noi între noi. Cred că asta e marea problemă în România. Și cred că cel mai tare îi atacăm pe cei care vor să facă anumite lucruri. În rest, mai e un an și cât, Corina, până când avem alegeri europarlamentare? Da? Îi facem lui Răzvan surpriza să-i spunem că, practic, de azi începem campania pentru europarlamentare a Pro-România cu Corina Crețu, care e singurul comisar social-democrat pe care l-a avut România, corect? Poate să mai aibă unul să dea Dumnezeu în 2024, dar în rest, numai comisari europene ai altora au fost. Bine, Cioloș, eu zic că nici n-a fost al României, doar Franței. A fost al altei țări, dar singurul comisar social-democrat
al României a fost Corina Crețu și omul cu care ne-am adus miliarde de euro în țară, unele dintre ele chiar și în Călăraș, dar mult, în practic, în toate județele țării. Deci, politică, mai facem. Mesajul meu pentru dumneavoastră a fost acela că n-am murit. Ziceam, nu mai știu, Răzvan ne compara Pro-România cu PMP și am zis, mă, Băsescu chiar a murit. Adică, mă rog, aproape. Așa așteptăm de ani de zile. Dar eu sunt mai bătrân doar, dar mă țin bine. E ok. Mai prind o campanie în 2024 și cred că mai am lucruri de spus și mai am puterea să sprijin oameni buni pe plan local și pe plan național. Chiar mi-aș dori să avem și noi în sfârșit un președinte. După foarte mult timp, după 20 de ani. Doamne, cât l-a mai înjurat toată lumea pe Iliescu, ce l-am pune acum înapoi în locul lui Iohannis. Și imediat l-ar pune toată lumea. Dar așa e românul, numai după ce dă cu capul, se supără și plânge. Deci politică mai facem. Mai avem un an de zile să vedem cine a rămas alături de noi. Cine a plecat la PSD? Asta e. Am înțeles că e o practică mai veche ca tu să faci organizații, să ți le ia domnul Ichiuță. Și eu cred că PSD alături de Pro-România ar fi mai puternic. Dar probabil că tocmai de-aia nu suntem împreună, ca să nu fie mai puternic PSD-ul. Poate la un moment dat o să fie voie să fie mai puternic și atunci o să ne ia până cei de la Pro-România. Și cred că asta ar fi bine. Ansamblu pentru toată lumea. Colcăiala asta de acum cu toată lumea acolo, pardon, dar nu, chiar nu cred că v-a adus cuiva din sală sau din țară foarte multe avantaje. A adus unora. Mă rog, Iohannis e liniștit, își vede de treburile lui, dar chiar cred că România are nevoie de oameni politici care să aibă curaj, să aibă inițiativă, să rezolve problemele de zi cu zi ale oamenilor și, la un moment dat, după ce au rezolvat problemele, să se apuce de umblat prin lume ca mine sau de făcut alte lucruri. Nu suntem încă acolo. Eu am venit să vă spun că nici n-am mai vorbit în public de ceva timp. Sigur, vorbesc la televizor, mă duc în fiecare săptămână, mă întreabă oamenii și, la un moment dat, mă mai întreb cu cei de la televizor care mă cheamă. Auzi, dar eu chiar pot să spun tot ce gândesc? Și nu mai știu cine, cred că Victor Ciudat cum spune. Păi spuneți liniștit, oricum nu se întâmplă nimic. De-aia ne lasă să vorbim. Dacă s-ar întâmpla ceva, probabil că nu ne-ar mai lăsa să vorbim. Dar așa putem să spunem tot că nu se întâmplă nimic. Uite, totuși, azi am văzut niște fermieri care protestau. Părerea mea că trebuiau să protesteze de 6 luni. Bine că protestează acum. Poate că la un moment dat o să vedem niște profesori care o să protesteze și o să spună, dom'le, trebuie să facem ceva cu școlile. Niște medici sau asistente sau cei din sănătate. Poate că cei din cultură. Cei din... Nu sunt mare iubitor de proteste, mai ales de alea care se făceau în Piața Victoriei, cum le zic eu, când se adunau focile și le dădea pește înghețat din import și ei țipau acolo. Pe care și-au dat seama că stai așa, că nu e așa. Stai că ne-au păcălit. Dar chiar îmi doresc să cred că în 2024 România are din nou o șansă să schimbe ceva. E un președinte bun de Consiliul Județean? Îl ținem. E rău, îl schimbăm. E un primar bun. La București nu avem primar deloc, nu vă faceți griji. Nu. Doamne ferește! Să n-aveți așa ceva, ca la București. Dar îl ținem. Președinte bun n-avem. Desigur îl schimbăm. Prim-ministru bun, poate îl schimbăm mai repede. Parlamentar mai bun. Oameni care, dacă tot acum au un salariu bun, au o mașină bună, au o secretară frumoasă, au un birou cum trebuie, putem să-i selectăm mai bine. Și putem să-i selectăm pe cei care au făcut ceva și sunt în stare să facă ceva. Eu, în primul rând, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit. Nu mă așteptam că mi-ați răzbat, m-am gândit că ne întâlnim vreo 10 oameni, așa, în clandestinitate, undeva, ne dă o cafea și cu asta, basta. Faptul că sunteți atât de mulți, e, în primul rând, meritul lui Răzvan și al echipei de aici.
Probabil că era și curios să vedeți dacă mai trăim. Eu, Corina, sigur, trăiește și Alin. Să vă spun foarte direct că eu cred că este nevoie de ideile pe care le-a avut Pro-România. Cred că are nevoie și PSD-ul de ele, dacă le vrea bine, dacă nu ne descurcăm. Nu mă văd lângă altcineva. Nu mă văd lângă altcineva, ca să fie foarte clar că au fost foarte multe discuții și foarte multe speculații. Da, așa mă văd. Mă văd Pro-România și mă văd ca social-democrat. Și sunt prea bătrân să mă mai schimb acum. Nici nu intenționez. Și vreau să vă rog pe toți care aveți energie, dorință, putere și credeți că putem să facem ceva pentru Călăraș și pentru România, să mai fiți odată alături de Corina, în primul rând, la europarlamentare și după aceea de fiecare dintre noi în celelalte alegeri. În rest, ce spun, n-am mai vorbit de mult, dar începe să-mi placă să vorbesc și vorbesc prea mult. Singura mea șansă este că după mine va vorbi Răzvan, care vorbește și mai mult. Și atunci o să mi se pare că discursul meu a fost scurt. Vă salut pe toți, mă bucur tare că m-ați convins să vin. Mulțumesc colegilor foști, prezenți, trecuți, viitori de la PSD. Salutăm tuturor poporului PSD-ist care îl iubește și încă mă iubește. Cu șefii nu prea mă înțeleg eu, dar cu poporul PSD-ist mă înțeleg foarte bine. Și cu poporul Pro-România. Și cu siguranță o să ne vedem ceva mai des. Iar la anul ridicăm steacul și sper să ne luptăm cu mai mult succes decât până acum. Mulțumesc mult de tot și să aveți o seară minunată. Mulțumesc, domnul președinte. Acum, pentru că mi-a dat programul și mai știu ce să mai citesc, mi-a dat programul de secat. Vă rog să-mi permiteți să schimb și eu un pic ordinea. Ați ridicat mingea la fileu cu discursul dumneavoastră și vă rog să-mi permiteți, profit și de faptul că e domnul președinte Iliuț aici, care a lăudat colaborarea din Consiliul Județean, cu toate frecușurile și contondențele care totuși există și e firesc să fie așa, și profitând de prezența dumneavoastră aici, aș vrea să lansăm, stimați colegi, și să fiți de acord cu rezoluția pe care o propunem de aici, cu începutul. Am și acceptul doamnei Corina Crețu, pe care o fac complice în acest moment. Trebuia să vă citesc rezoluția asta mai spre final. Dar, repet, pentru că domnul Cota a schimbat un pic chestiunea și eu cred că e foarte bine. Și presa e în vervă și mulțumesc că este alături de noi. Haideți să pornim marșul spre putere, nu de dragul de a manevra butoanele, ci de dragul de a înțelege că trebuie să ajungă în poziții de decizie oameni care să fie înțelepți, nu numai pentru ei înșiși, ci chiar și pentru adversarii politici.